Și am încheiat rândul 8. Bineînțeles că și aici 5 piciorușe duble, pentru că am făcut deasupra ultimului picioruș dublu de lanț picioruș dublu exact ca la începutul rândului. Acum, următorul rând încheie floarea. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu și încă 2 ochiuri de lanț de departajare. Întoarce. Piciorul dublu deasupra următorului. E foarte simplu rândul acesta. 2 ochiuri de lanț, piciorul dublu deasupra următorului. O să le spun flori până la urmă. Puteți să le spuneți cum doriți. Ele arată spectaculos, indiferent cum le-am spune. 2 ochiuri de lanț, deci câte 2 ochiuri de lanț și cu piciorușe deasupra piciorușelor de pe rândul anterior. Și am terminat prima din colț de aici, din colț, din margini. Și acum, fără ochi de lanț, fără nimic, jeteu și trecem la floarea următoare. Așa vom face, de se vor repeta rândurile exact cum am făcut până aici. 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Uitați, 5 piciorușe duble. Acum, fără ochi de lanț, fără nimic, trecem aici și facem 10 piciorușe duble cu câte 2 ochiuri de lanț între ele. Deci exact la fel, deci tot rândul, asta e tot. 2 ochiuri de lanț, deci picioruș dublu deasupra piciorușului. De pe rândul 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu. Și așa facem tot rândul, tot rândul până la capăt. Deci între flori nu facem ochi de lanț, nu facem nimic, facem trecerea direct, da? Aici, între flori, în rest, cu două ochiuri, deci tot, până la capăt. Exact cum am făcut aici. Deci câte două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, până la sfârșitul rândului. Foarte simplu. V-am promis că e simplu, este simplu. Și bineînțeles că terminăm aici, vom avea 5 piciorușe duble cu câte 2 ochiuri de lanț în capăt, la fel ca și aici la început. Și apoi de la rândul următor se repetă, că trebuie să facem rândul plin, rândul cu ferăstruici, rând plin, floare din nou, doar că fiind următoarea la floare și aici pe mijloc și în capăt, e puțin diferit. Odată va fi așa și odată cum vă voi arăta imediat. Și am terminat, dragilor, rândul 9 și practic prima tură de șiruri de flori. Acum vor urma cele trei rânduri. Rând plin, rând cu ferăstruici, rând plin, pe care îl începem și îl lucrăm exact cum am lucrat anterior. Prima dată vă voi arăta acum și apoi celelalte două exact cum s-au lucrat aici. Și din nou vă voi arăta cum se face rândul par de flori, că ăsta e rândul impar, 1. Rândul 2 vă voi arăta că pe la început și aici pe mijloc e puțin diferit. Odată va fi așa, odată și aici, exact cum am început și până acum, se repetă. Deci, deasupra primului facem 3. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și încă 2 piciorușe duble exact în același loc. Da? Regula pe care am observat-o deja până acum, nu? Da, dacă nu îl scăpăm, îl facem și pe al treilea. Deci avem 3 piciorușe duble. Acum avem 2 ochiuri de lanț, facem 2 piciorușe duble. 1 și încă 1. Avem picioruș dublu, facem picioruș dublu. Avem 2 ochiuri de lanț, facem 2 piciorușe duble. Avem picioruș dublu, facem picioruș dublu. Și așa lucrăm peste tot, mai puțin pe mijloc, deci trebuie să identificăm mijlocul. Pătrățelul din mijloc. Aici vom face 5 piciorușe duble. Da?
m-am făcut și aici. Da? Așa am făcut. Pe mijloc am făcut 5 piciorușe duble. Deci vom face picioruș dublu aici, 5 piciorușe duble pe mijloc, picioruș dublu aici. Exact ca aici, la rândul plin. Da? Așa am făcut și aici. Deci se repetă. Facem rândul și apoi rândul cu ferestruici și apoi rândul acesta. Și apoi vă voi arăta cum facem florile. Deci se repetă deja, vă uitați înapoi, nici nu trebuie, vă trebuie schemă. Vă uitați să vedeți cum ați făcut anterior, așa faceți și aici. Inclusiv pe mijloc, pe pătrățelul din mijloc, pe ferestruica din mijloc, vom face 5 piciorușe duble, exact cum am făcut la rândul 1, 2, 3, la rândul 4. Deci rândul 10 egal cu rândul 4. Apoi rândul 11 cu rândul 5, rândul 12 cu rândul 6. Și la rândul 13 ne vedem să vedem cum facem rândul par de flori, cum începem și cum facem pe mijloc. E foarte puțin diferit. În rest e asemănător. Am observat un amănunt pe schemă și trebuie să vi-l arăt. Aici, unde facem între flori, deci nu facem două piciorușe, ci doar unul. Pentru că dacă facem două, după aia ne trezim când facem rândurile următoare, că nu ne mai iese modelul cum trebuie. Da? Deci aici, între flori, noi avem cele două piciorușe, unul lângă altul. Deci unul de la ferestruica de aici, de la floarea asta, și încă unul din partea astălaltă. Deci după ce am făcut cele două piciorușe duble pe sub ochiurile de lanț, nu facem unul aici, unul aici, facem unul pe sub. Da? Atât. Ăsta e singurul amănunt și după aia trecem la floarea următoare. Da? Am observat după aceea. Iertați. Deci doar între flori. Aici nu facem picioruș dublu și pe ăsta și pe ăsta, facem doar unul între ele. Și aici la fel. Deci facem cele două piciorușe de aici, unul pe sub cele două prinse între ele și apoi două în partea astălaltă. În rest se respectă regula și 5 pe mijloc. Da? Continuăm. Și am făcut cele 12 piciorușe, 12 rânduri. Adică și ultimele 3 rânduri cu piciorușe pline, aici pe mijloc 7 piciorușe duble, nu 5. Deci 7 pe mijloc. În rest, unde am avut picioruș dublu, am făcut picioruș dublu, unde am avut ochi de lanț, am făcut tot picioruș dublu. Exact ca și rândurile anterioare. Pe mijloc 7 piciorușe este important ca să putem încadra modelul. Bun, deci la rândurile impare de flori, cum ar fi 1, 3, 5, 7, 9, începem cu o floare. La rândurile pare, 2, 4, 6, 8, 10, așa, începem cu o buclă. Deci se începe diferit. Și bineînțeles că și pe aici, pe mijloc, va fi puțin diferit. Bun. Haideți să vedem. E foarte, foarte simplu. Deci să amănunte, vă uitați pe lucru înapoi și nu vă mai trebuie schemă, nu vă mai trebuie tutorial, nu vă trebuie nimic. Bun, începem. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu. Și acum facem buclă. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Bucla aceasta de aici, da? Deci avem în total 8 ochiuri de lanț. 3 care țin loc de un picioruș dublu și încă 5 care sunt buclă. Sărim 1 în următorul picioruș scurt. Acum, 1, 2 ochiuri de lanț, sărim 1, 2, 3, în al patrulea facem 5 piciorușe duble, floare, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 ochiuri de lanț, sărim 1, 2, 3, în al patrulea, picioruș scurt, acum buclă, 1, 2, 3, 4, 5, sărim 1, 2, 3, în al patrulea, picioruș scurt. Și așa facem până aproape de vârf, alternativ, exact cum am făcut și aici. Deci, acum urmează floare,
apoi piciorul scurt, buclă, piciorul scurt, floare, exact cum am făcut aici, până aproape de vârf. Deci alternativ, exact ca aici, pas cu pas. Ca la rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, ca la rândul 7. Deci pas cu pas, exact ca la rândul 7, mai puțin la vârf. La vârf vom face puțin diferit. Și am lucrat și vedeți acum, deci anterior am avut floare de pe margine și încă o floare și apoi asta mare din mijloc. Acum avem 1, 2, 3, 4 flori și am ajuns aproape de vârful baticului, vârful șalului. Și acum vom face o floare exact pe mijloc. Nu mai facem buclă, facem doar 2 ochiuri de lanț și acum avem cele 7 de pe mijloc. Deci cele 7 piciorușe. Și exact pe mijlocul lor. Asta ce înseamnă? Că sărim 1, 2, 3 în al patrulea, este exact mijlocul. Facem 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Un aspect important, pentru că eu anterior aici am făcut 5 piciorușe, n-am făcut 7, a trebuit să sar doar 2 ca să fac pe mijloc toată secvența aceasta. Chiar dacă voi ați pornit înainte și ați făcut cu 5, nu e nicio problemă, săriți 2 și faceți grupa, important e să o puneți exact pe mijloc ca să vă iasă numărul de flori, să putem încadra modelul în continuare. Deci nu e capăt de lume nici dacă faceți doar 5 aici, dacă faceți 7, se încadrează perfect, adică trebuie sărit 3 și în al 4. Și acum, 1, 2 ochiuri de lanț, exact ca și pe partea asta. Sărim 1, 2, 3, în al 4-lea picioruș scurt, 1, 2 și acum facem floare. 1, 2, 3, aici facem floare. Cele 5 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5. Și continuăm și pe partea asta, exact ca pe partea stălaltă. În rest, oricum seamănă rândurile, doar începutul de rând diferă față de șirul anterior de flori. Deci începutul de rând și puțin pe mijloc. Atât. În rest, oricum punctele pașe sunt exact aceiași. Și trebuie ținut cont, deci după ce am terminat șirul acesta de flori, urmează cele 3 rânduri dintre ele și apoi se face, pentru că va fi rând șirul 3, ăsta e șirul 1, ăsta e șirul 2. Următorul la șirul 3 se pornește direct cu floare. La șirul 4 se pornește cu buclă. Și asta e tot. Alternativ și uitați ce frumusețe! Mi-e drag de nu mai pot. Sper să vă placă și vouă și să vă creați astfel de frumusețe. Nu, dragilor? E minunat! Și am ajuns la sfârșitul rândului și bineînțeles că încheiem rândul exact așa cum l-am început. Am început cu 8 ochiuri de lanț, adică 3 care țin de un picioruș dublu și încă 5 ochiuri de lanț. Aici 5 ochiuri de lanț și picioruș dublu, bineînțeles, dar în al treilea ochi de lanț de aici de pe margine și prindem 2 fire, nu doar 1. Da, ne scăpa jeteul. Și picioruș dublu. Și în felul ăsta am terminat exact cum am început. Rândul următor seamănă, este perfect asemănător cu rândul 2 de la floare, acesta cu câte un ochi de lanț între, doar începutul de rând și mijlocul e puțin diferit. Deci 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu, un ochi de lanț de departajare și încă un picioruș dublu în același loc. Vedeți că tot 3 sunt. Aici, la început de rând. E picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. Da? Acum avem buclă. Deci, 2 ochiuri de lanț, prindem în buclă, 2 ochiuri de lanț și continuăm la floare. Picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț,
piciorușe, cele 5 piciorușe duble, cu câte un ochi de lanț între ele. Ochi de lanț, deci la floare, exact cum am făcut și la florile anterioare. Între flori avem bucla și facem două ochiuri de lanț, piciorul scurt în buclă, două ochiuri de lanț și trecem la floarea următoare. Și așa facem, pas cu pas, exact cum s-a făcut și aici, la rândul 2 de la floare, mai puțin în mijloc. În mijloc vă voi arăta imediat. Continuăm. Am făcut ultima floare și aici nu mai avem buclă, dar facem totuși două ochiuri de lanț. Și la floarea de pe mijloc vom face diferit. Deci, jeteu deasupra primului picioruș din cele 5. Deci avem picioruș dublu neterminat. Din nou jeteu, ne ducem la următorul picioruș. Picioruș dublu neterminat și închidem prin toate. Da? Și practic din 2 s-a transformat în 1 aici. Un ochi de lanț deasupra piciorușului următor, avem, care e cel din mijloc, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț și din nou, din 2 facem 1. Deci, picioruș dublu neterminat, picioruș dublu neterminat și acum scoatem prin toate 3. Două ochiuri de lanț și continuăm cu florile până la sfârșitul rândului, exact cum am făcut pe partea dreaptă, așa vom face și pe partea stângă. Simetrie! Și încă un pic și gata! Nu trebuie să mă mai urmăriți, puteți lucra singuri. Și cum terminăm rândul, deci după ce am făcut ultima floare de aici, deci avem buclă, două ochiuri de lanț, prindem în buclă piciorul scurt, două ochiuri de lanț și acum 1, 2 în al treilea, deci 1, 2 în al treilea ochi aici, facem exact ca la începutul rândului, piciorul dublu, ochi de lanț, piciorul dublu. Da, că trebuie simetrie perfect. Acum, rândul următor, două, trei ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu, încă un ochi de lanț de departajare și încă un picioruș dublu în același loc. E asemănător începutul ca rândul trecut. Acum, două ochiuri de lanț și facem un picioruș dublu deasupra piciorușului dublu de pe rândul anterior, al doilea de aici, da? Dinainte de prinderea buclei. Practic e ca o bucățică din floare. Acum trecem la floarea următoare, pe rândul anterior, cu două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț deci nimic diferit doar la capătul rândului la capetele rândurilor și pe mijloc e diferit după aia totul se repetă două ochiuri de lanț uitați la ultimul deci am făcut pe cele 5 și acum trecem fără ochi de lanț fără nimic la floarea următoare. Deci, foarte, foarte simplu. Continuăm. E exact ca ultimul rând de la floare acesta. Se repetă, doar că pe mijloc va fi puțin diferit. Da? În rest, totul se repetă. Și am lucrat la toate cele 4 flori. Am ajuns aici și aici, fără ochi de lanț, fără nimic, trecem aici unde au fost unite cele două piciorușe duble, facem un prim picioruș dublu,
două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Deasupra următorului picioruș, două ochiuri de lanț și acum, pe sub ochiul de lanț aici, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Și acum continuăm cu simetrie. Exact cum am făcut pe partea asta, facem și pe partea asta. Două ochiuri de lanț, deci picioruș dublu deasupra piciorușului următor, două ochiuri de lanț, picioruș dublu unde au fost unite cele două. Și de aici, deci fără ochi de lanț, fără nimic, trecem la floarea următoare. E important pentru că altfel nu ne mai ies ochiurile, nu ne mai ies numărul de piciorușe ca să încadrăm modelul în continuare. Și continuăm și pe partea asta, exact ca și pe partea asta la altă. Simetrie perfect. Uitați ce frumusețe! E așa că, chiar dacă poate părea puțin dificil, frumusețea aceasta merită. Merită cu vârf și îndesat. Și am terminat rândul, exact așa cum l-am început. Și rândul următor e rând plin. Bineînțeles, e rând plin, rând cu ferăstruici și din nou rând plin. Și vom face partea aceasta de floare, adică cu începutul acesta. Da? Haideți să vă spun, să vă mai arăt cum începem rândul plin. Bineînțeles că începem, dacă e rând plin, cu piciorușe 1, 2, 3 și încă 2, că începem cu 3. Da? 2, al doilea și al treilea. Și acum, avem ochi de lanț între piciorușe pe rândul anterior, facem picioruș dublu deasupra piciorușului. Da? Aici avem două ochiuri de lanț, facem două piciorușe duble. Unu și încă unu. Aici avem cele două piciorușe duble unul lângă altul, dintr-o floare și cealaltă. Nu mai facem piciorușe aici și aici, facem exact cum am făcut anterior. Unul singur pe mijloc. Și apoi continuăm. Avem, deci exact cum am făcut și tura anterioară. Restul e floare la ureche. Singurul aspect important, iarăși, aici pe mijloc, exact unde avem V-ul acesta pe mijloc, deci după ce am făcut piciorușul dublu deasupra piciorușului, aici facem 5 piciorușe duble pe mijloc. Da? Trebuie să formeze vârf. Și gata. De aici încolo totul se repetă. Nu mai aveți nevoie de video, puteți să vă uitați pe lucrarea voastră. Vedeți cum ați început? Deci odată așa, odată, deci odată cu floare, odată cu buclă, odată cu floare, odată cu buclă. Numărați, chiar dacă aveți făcut un metru, numărați să vedeți. Sunteți la număr par sau impar? Deci, odată la numărul impar, ca să-i primul șir de flori. 1, 3, 5, 7, 9, 11, începem cu floare și la rândurile pare, 1, al doilea, al doilea, al patrulea, al șaselea, al optelea, al zecelea, începem cu buclă, începem așa. Deci, totul se repetă și iese frumusețea de șal sau batic sau ce vreți voi. Oricum, e senzațional. Îmi place de mor. Și am lucrat, drăguților. Uitați ce frumusețe a ieșit. Uitați ce frumos e acest batic pentru biserică sau șal. Depinde cât de mare îl lucrați. Depinde și cu ce fir îl lucrați. Iese foarte fain și cu un fir mai gros. Deci, haideți să vedem câte șiruri de flori am făcut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 șiruri de flori. Și m-am oprit atunci unde avem piciorușele câte două ochiuri de lanț între. Deci, când am terminat floarea. De aici încolo se poate porni din nou cu rând de ăsta plin, rând cu ferăstruici, rând plin, din nou flori, până la dimensiune la care aveți nevoie. Dar pentru cine lucrezi este suficient, așa că m-am gândit la un rând de terminație. Eu sper să vă placă și sper să iasă așa cum îl văd eu. M-am tot gândit,
cum aș putea să fac terminația să fie puțin diferită. Și m-am gândit la puncte puf. Acum, pentru că avem și treceri de acestea între, am testat puțin, vedeți că s-au lăbărțat ochiurile. Să fac eu punctele puf între 2, 3, 4 ar fi. Fac punct puf aici. Deci, lărgim ochiul undeva la 1 cm, jeteu, odată, jeteu, băgăm din nou, jeteu și a treia oară. Și acum scoatem prin toate. 1, 2 ochiuri de lanț. Jeteu. Trecem în următorul spațiu. Odată, de 2 ori, de 3 ori. Scoatem prin bucle, apoi prin cele două, două ochiuri de lanț. Trecem la următorul. O dată, de două ori, de trei ori, punct puf. Scoatem prin bucle, că e mai ușor așa, apoi prin cele două și încă două ochiuri de lanț. La următorul spațiu. 1, 2, 3. Scoatem prin bucle, apoi prin cele două ochiuri, două ochiuri de lanț. Trecem în partea astălaltă. Să facem și pe mijloc sau să rămân așa? Nu. Trecem și facem în partea astălaltă. 1, 2, 3, vreau să văd dacă strânge, 1, 2, 1, 2, 3, prin toate buclele, prin ochiuri, 1, 2, 1, 2, 3, 2, nu, nu strânge, așa că așa voi continua. Nu e greu deloc și zic că e o terminație faină și mai facem un rând și gata. Da? Astfel continuăm până la sfârșitul rândului. Ia să vedem, aici pe mijloc. Bineînțeles că vom face bucle în fiecare, în fiecare spațiu. S-a potrivit perfect. Continuăm să facem bucle în fiecare spațiu, nu facem între piciorușe. Aici. Deci vom avea la fiecare floare câte 4 astfel de bobițe, bucle, bobițe, punct puf. Și am făcut tot rândul cu puncte puf, vedeți? Deci la un capăt la altul. Și aici în vârf arată foarte bine. Acum un ultim rând în care vom face niște petale, practic. Deci un ochi de lanț, întoarcem. Deci între petale, la fiecare floare, facem un picioruș scurt, jeteu, un picioruș dublu redus, picioruș dublu, picioruș dublu, picioruș dublu redus și picioruș scurt. Deci a făcut o prima petală. A doua. Trecem în spațiul următor. Deci picioruș scurt, jeteu, picioruș dublu redus, adică am făcut jeteu și acum scot prin toate trei, două piciorușe duble. Unu. Facem două piciorușe duble ca să aibă stabilitate înălțimea petalei. Am încercat cu unul și nu se vede. Adică îmi place mai mult așa. Deci, hai să vedem. Deci, două piciorușe duble, picioruș dublu redus și picioruș scurt. Spațiul următor. Picioruș scurt, picioruș dublu redus
două piciorușe duble, unu și încă unu, picioruș dublu redus și picioruș scurt. Între flori, un picioruș scurt. Și acum trecem la următorul. Picioruș scurt și continuăm. Vom avea câte 3 petale la fiecare floare. Deci am avut inițial 5 piciorușe la fiecare floare, apoi 4 puncte puf și acum câte 3 petale. Facem până la sfârșitul rândului și gata. Și eu zic că este suficient. Arată foarte bine. Dacă aveți altă idee, puteți face diferit. Terminația diferită. Și am lucrat, dragilor, cele două laturi care duc spre vârful baticului. Uitați, cu petalele acestea micuțe. Eu zic că a ieșit foarte frumos. Și am mai făcut ceva în momentul când am ajuns aici în capăt. Am pornit un rând de colțișor și pe cele treia latură, partea care vine pe cap. Eu v-am mai arătat cum am făcut lucrul ăsta, dar am lăsat câteva secvențe la capăt de rând. Să vă mai arăt o dată pentru cine n-a văzut până acum cum fac eu colțișorii la baticul acesta. Deci merg din picioruș dublu în picioruș dublu de acesta culcat. Deci merg în următorul și fac picioruș scurt, două ochiuri de lanț, încă două piciorușe duble, foarte simplu. 1 și încă 1 și gata, un colțișor. Și merg la piciorușul următor. Picioruș scurt. 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble și gata, încă un colțișor. În următorul, piciorul scurt, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, 1 și încă 1 și gata. Și închidem, mergem aici la începutul rândului cu un picioruș alunecat. Încă un ochi de lanț pentru fixare, tai firul mai lung ca să pot fixa coacul. Și gata! Am terminat, încă nu este călcat, adică să calc, să se așeze perfect și marginea. Fiind bumbac, merge călcat direct cu firul, fără niciun fel de probleme. Doar dacă aveți fir mai închis la culoare, atunci trebuie să vă gândiți nu cumva să-i dați luciu. Dar la firele deschise, eu pun direct fierul cu abur, fără niciun fel de probleme, că nu se deformează și după spălare la fel. La firele închise la culoare, v-am spus, se poate crea luciu, atunci e bun pusă o pânză deasupra. Dar oricum poate fi călcat, fiind bumbac. Și gata, dragilor, eu sper să vă placă ideea să lucrați un astfel de batic care este ca o bijuterie pentru capul nostru, fie că mergem la biserică sau pentru persoanele care poartă batic, persoane care sunt la țară, persoane mai în vârstă, puteți să faceți o culoare mai închisă dacă nu vă plac culorile deschise. Lucrați, deci el este spectaculos indiferent cu ce lucra, cu ce fir lucra, adică cu culoarea lucrată. Un fir subțire, bumbac pentru perioada caldă, primăvară, vară, toamnă, zilele călduroase, și se poate lucra și cu fir mai gros pentru perioada rece. Se poate crea un șal frumos cu modelul acesta. Este foarte frumos, deși poate părea puțin complicat, dar după ce lucrați una, două, trei ture de acestea de flori, după aia restul e floare la ureche. Dacă nu, trebuie decât să vă uitați în urmă, să vedeți cum ați lucrat. Pare un pic ondulat aici, dar în momentul când îl voi călca și îl voi întinde, se va așeza perfect. Da? Atât pentru astăzi, vă mulțumesc din tot sufletelul meu, vă urez sănătate, putere de muncă și spor în tot ce faceți. Vă pup, dragilor, la revedere!